Salut și bun venit la un episod de Farming Simulator 17. În legătură cu comentariile de episodul trecut, camera va sta aici, în dreapta, sus. De ce? Pentru că așa vreau eu. Tare? Sau ce? Cu pune în dreapta, pune în stânga. Nu, camera o să stea aici, ca și bani. Avem 153.000. Ca să vedeți cu ochile vizual, să vedeți că într-adevăr așa este. Uite, putem vedea foarte ușor. Uite aici, 153.000 în dreapta jos. Ei de colea. Easy, foarte easy. În rest, sus nu mai acoperă decât timpul și nu este nevoie să vedem timpul. Este ora 4.36 în joc. Atâta timp cât vezi că e zi, e zi. Atâta timp cât vezi că e noapte, e noapte. Simplu. În stânga sus nu-mi place mie. În dreapta jos nu-mi place mie. În stânga jos nu-mi place mie. În dreapta sus e singurul loc în care mie îmi place. Așa că acolo îl voi pune. Simplu? Simplu. Bun, acum hai să trecem la treabă, că am intrat și eu aici și avem un header de combină închiriat la magazin. Așa că trebuie să mergem să luăm header-ul respectiv. Avem JCB-ul să las aici. Header-ul respectiv îl putem lua cu nu prea multe chestii. Stai puțin. Cred că trebuie să mă duc. Am pus Juno. Juno merge la oi, merge la porci și cel de la vaci îl voi pune în momentul de față. Chiar zicea cineva o tâmpenie majoră, cum că Juno nu merge decât dacă îi pui stația aceea de reîncărcare. Absolut o tâmpenie, super, super majoră. Juno merge și l-am făcut să meargă și la vaci, și la oi, și la porci. Așa că... și mai zicea cineva o tâmpenie majoră, deci o grămadă de tâmpenii majore prin comentarii. Evit să le citesc de foarte multe ori, pentru că sunt multe, multe cretinități. Absolut majore. Și zicea că oile dau mai mult randament decât vacile. Ok. Și acum, că tot vorbeam de chestia asta, vreau să mă uit să văd la oi. Avem clean, avem totul perfect. Absolut minunat. La ul e 0%. Vreau să mă teleportez să văd dacă e nevoie să mișc vreun paletă sau să mergem să-i vindem cu totul, pur și simplu. Pentru că s-au cam strâns de-a lungul timpului și ar trebui schimbați. Da, uite, acum trebuie să-i schimbăm. Pentru că acum ăștia sunt umpluți. Oh, și încă se mai umple unul lângă. Exact cum bănuiam. Exact cum bănuiam. Deci avem 4. Aș putea să vin să-i vând. Nice, nice. Atunci așa facem, pur și simplu. Mă voi teleporta în combină și nu are header-ul pus, pentru că Alin a parcat-o foarte frumos aici, a pus și header-ul lângă ea, deci o minunăție, o minunăție. Și o să merg cu combina la magazin. Pentru mine asta, în momentan, e cea mai ușoară metodă. Intră pe aici. Stai de la volan, să vedem dacă intră la volan. Ia. Yeah. Oh, n-a intrat. Poate n-am intrat eu bine, poate ea intră, dar n-am intrat eu bine. Wow. A intrat. Bun, hai că nu mă mai chinui. Ideea e că poate cu chinuială intră. Ok, bă. Mergem la magazin să luăm header-ul. Am un header de porumb închiriat și vreau să-l cuplez cât mai repede și să-l pun la treabă, pentru că plătesc pentru el și nu prea vreau să mai plătesc pentru el. Hai să-l conectez și pe ăsta. Pac, îl dăm frumos și el așa. Pac, dăm un cuplaj și hai să mergem. Tot 26, nu mai e 27 acum. Ok. Ok, 26. Freaky stuff, mă așteptam să fie... O să-l calc pe ăla. O să-l calc pe ăla. Trebuie să ridic header-ul? Nu, e deja ridicat, ok. E foarte greu header-ul ăsta. Este cel mai mare header de porumb, mi se pare, din joc. Și nu este de case, chiar dacă îl vedeți voi... Uite, de ce e, stai așa. Ca... nu văd... Capelo. Capelo. E făcut de capelo. Și ar trebui să funcționeze. O să stau puțin aici ca să vedem dacă merge bine. Mamă, ce bine l-am încadrat. Oh, ce bine l-am încadrat. Nice. Cum facem noi un screenshot frumușel aici? Stai așa. Știi ce? Cred că facem un screenshot frumușel când se oprește. O să fac eventual unul acum. Pac, și mai facem unul când se oprește. Acum, hai la Mary's Farm pentru că vreau să văd dacă... Mie mi-a rămas pe acolo niște paie. Aș fi uimit. Nu! Vedeți că am lucrat cu paie, pentru că vedeți aici rămășițe și practic astea sunt în afara terenului și din cauza asta sunt prezente aici. Deci tot ce e pe teren se resetează și practic dispar paiele. Ok, asta e bine de știut. Că data viitoare pot să vin pe rotund și las paie pe toată marginea asta, ceea ce ar fi absolut superb. Mai aș face niște baloți cu paie. Nice, bun. Acum, ce vreau să fac eu următorul lucru și anume, vreau să mă duc în bază. Pac.
Intrăm pe aici prin bază. Luăm un tractor. Ah, da, și mai am și movila asta de paie. Pe cealaltă de iarbă pe care am avut-o în partea cealaltă am transformat-o în baloți. Am făcut silici din ei și am vândut. Avem aici, uite. Avem un tractor care încarcă. Ce tractor să luăm noi? Pe la mic sau pe la mare? Repede. Hai să luăm pe la mare. Hai să luăm Valtra, The Cow Edition. Și voi folosi tractorul ăsta pentru a lua paleții de lână și o să-i vând. Asta vom face. Bine. Gata. Și paleții de lână, mi se pare că se vând pe undeva pe aici, la Denton Bakery sau Spinnery. Pe undeva pe acolo. Nu știu exact, vedem. Așa, care-i capătul remorcii? Cred că e cealaltă capătul remorcii. Uite pe alea. Un picuț în spate. Hai, prea în spate, prea în spate. Hai să o luăm așa, e mult mai ușor de controlat. Uite așa, pac, l-am cuplat, let's go. Avem practic, îmi apare acum la animale, că acum se mai încărca harta? Nu, nu mi-apare, uite, mi-apar. Apropo, uite, sheep own, avem 48 acum, s-au mărit. Avem porci 48 de la 30. Deci ultima dată am lăsat 30 de porci și acum am 48. În curând trebuie să mai vindem din ei. Vaci pe care aveam 54. Vacile mi se pare că se reproduc cel mai dificil. Bine, că sunt cele mai multe și cresc, nu cel mai greu, că cred că oile cresc cel mai greu, dar vacile cred că sunt pe locul 2. De aici mă aștept să vină o spumă mare de bănișori. Dar cred că o să facem noi forestry în episodul următor și o să trebuiască să așteptăm pentru că vreau să... Ușor. Vreau să iau un tractor bun. Am deja două tractoare bune, iar al treilea vreau să fie mai bun ca asta. Deci automat asta înseamnă, pe românește, mai scump. Să lăsăm pe ăsta jos. Combina mea e plină, nu? De ce te gliciuiești? Tot timpul te gliciuiești asta. Combina mea e plină. Și hai să descărcăm și poate ne facem și de un thumbnail frumușel acum. O să pun JCB-ul. Cum fac eu de obicei să-l pun aici? Nu-i intra la un de greu. La unul de porumb. Îi dăm hașul, deschidem țeava și că facem cumva la un unghi încât să meargă. Am țeava prea mare. Ia așa merge. Oh, da, așa merge. Așa e perfect. Pac. Dar nu nimeresc niciun... Nici un screenshot bun pe partea asta. Ce? M-ai prins aici în aluzie. Bun. 5600. Ok, porumb. Avem neștiște porumb acum. O să-l pun aici pe duce pentru că după aia combina o să întoarcă și să nu... să nu lovească. Next! Unde vreau? Vreau în The Cow Edition. E de acolo așa. Bom. După aia punem chingile și voila! Deci ține scont, da? Două tone de lână. Cât are asta? O tonă și 16. Deci e oarecum la jumătate. Deci mie mi-arată mai mult aici. Vizual aș fi crezut ca mai mult. Oh, din nou. Repet, se întrerupe așa din când în când pentru că am modul care mi salvează harta la 5 minute. Așa că asta se întâmplă și asta vedeți voi când se blochează. Ca să nu greșesc cumva, să rămân fără progrese. Oh, și s-a mai pus unul, n-are rost să-l mai ridicăm și pe ăla. O să-i dau un Q, îi dau un L. Le-am nimerit bine? 1, 2, 3, 4, 5, perfectos. Și acum vom merge la Denton Bakery. Pe acolo, pe undeva, nu știu pe unde se vinde lână. Hai să vedem cum Dumnezeu lui facem aici. Trebuie să intru în chestiunea mică acolo. Dacă mă duc pe partea asta... E, acum e. Pentru că am ax dublu aici. Nu știu cum se numește asta. Direcție dublă. Habar n-am. Ideea e că e complicat de întors. Cumva am reușit. Cumva. Aici. N-aș vrea să le dau eu jos. Și acum aștept. Îmi vin așa pe rând, pur și simplu. Ia, hai să vedem cât avem. Am avut 150.000 ultima dată, da? Nu știu, hai să le lăsăm aici, pur și simplu. Și totodată mergem să descărcăm combina. După aia mai trecem o dată și aia. Luăm ceva, observ că luăm ceva porumb. Cred că
Una, două... Două sau trei remorjește, deci undeva la 60.000, cam așa. Wow! Deci am luat 50.000 pe lână aia, avem deja 200.000, fenomenal. Păi știi ce facem? Știi ce facem? Stai puțin, eu lână de aia mai am. Am vândut, am vândut oare toată lână? Stai că acum am devenit... greedy, știi? Sunt zgârcit. Nu, mai dau o dată. Stai așa, să mă nimeresc, gata, stai așa, că mai luăm niște bani pe asta. Am 203.000, hai să vedem câte luăm pe palete. Ok. Ok. Wow. Înseamnă că ăsta n-a fost... Dacă 13.000 înseamnă că ăsta n-a fost plin. Cu siguranță ăsta n-a fost plin. Da, nu, dacă trăiești 217.000, nice, 217.000, awesome. Îți pun remorc aici. Pac, frumușel, 423 de euro, ok. A, pentru lucrător automat. Auci, ce m-am lovit aici. Așa, hai să vedem acum care sunt posibilitățile noastre la tractor. Voi știți ce tractor vroiam eu să iau? Și anume GCU mare, bineînțeles. Adică ăsta, 225.000. Mi l-aș putea permite pe ăsta. Pe ăsta mi l-aș putea permite. Dar dude, ăsta e tare frumos. La 245.000. Ăsta are 295 de cai putere și JCB-ul meu 280. Nu e o diferență de cai putere mare, de o diferență de preț măricică și o diferență de design uriașe. Uite, înșelse diferența aici. Pac Massey Ferguson-ul, iar Valtra Negro. Ah, sunt 350 de cai putere. Nice. Și pe intrăm la Challenger, care e 314, noi nu o să fac eu bani de Challenger curând. Challenger e pentru mai încolo, deci Challenger e fix pentru mai încolo. Terra variant, aș putea să-mi iau așa ceva, dar nu prea îmi folosește mie acum. Alegeri, alegeri, dar ideea e că mai trebuie un tractor. Și e greu între JCB care merge repede și un dude far care arată superb. Asta e belaua mea. Dar uite, și ăsta merge cu 60 de km pe oră. Ha! Chisul cât merge? 50? Diuțul merge cu... Și Maseiul 50? Deci toate merg cu 50, da. Diuțul cu 60 și JCB-ul cu 70, pun pariu. 70. Deci Diuțul, acum, mă încântă mult mai mult că am aflat că merge cu 10 km în plus. Enter fucking sun. Ok, ok. Păi și acum, ia stai, hai să mergem noi puțin în JCB. Da, hai să descărcăm. Hai să descărcăm totuși. Ca să fie în regulă. Da, și mă dau jos. Repede, fugi până nu întoarce nebunul. Și mă duc cu porumbul. Fac exact cum am zis că fac. Fac fix cum am zis că fac. Să vedem cam cât strâng, pentru că s-ar putea totuși să nu fie de ajuns. O să stric un pic recolta aici, n-am ce să fac. N-am stricat mult, decât un colțișor. Așa. Gata? Nu e gata. Oh, come on. Mă duc prea departe. Stai. Gata. Bun. Oh, era aproape la 100%. Holy shit, mai era 80 ceva la 100. Deci trebuia neapărat să descărcăm. Așa, descărcăm aici. Duc porumbul și vindem soia. Să vedem după aia câți bani avem. Sunt curios dacă până la sfârșitul episodului reușesc să iau diuță. Dacă nu, s-ar putea să mă mănânce mâna la JCB. Maybe, maybe. Aș fi totuși puțină diversitate în fermă, știi? Pentru că na, am deja unul și... Aș vrea și alte firme, mai ales că sunt posibilități. Cu grămada. Cum fac eu aici? Stai un pic. Băgăm așa. Da, hai să băgăm așa. Pac, dăm un H, m-am dat jos, am fugit direct în JCB. Și bineînțeles că pe lângă putere arată și frumos. Adică JCB-ul ăsta arată frumos, dar celălalt mare arată și mai frumos. Iar de dude, să-și mai zic, cu fața aia agresivă așa. 90%, wow, ok, bun, 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 bun. Hai că îmi place, îmi place unde ne îndreptăm. Păi stai puțin, că 30 de tone de porumb mănâncă ăștia decât odată. Mâncau, mă rog, când aveam 230 de porci, le dădeam 30 de tone de porumb decât o singură dată, dacă vă vine să credeți chestia asta. Deci, peste 200 de porci, trebuie să pui numai pe trenul 5.
Deci trebuie să pui porumb pe terenul 5, trebuie să pui sfeclă pe 5, trebuie să pui totul numai pe 5 ca să-ți iasă ceva. Not productive. Îi dăm un I și punem aici tot. 84 de litri de motorină mai am în JCB-ul ăsta. Îl lucrez rău de tot. Parcă de curând i-am făcut plinul cu motorina. Nu mai știu când, dar parcă să zic eu că de curând. În fine, hai să luăm pe acilișom. Nu este ceva, aș putea... Oh, what the f... What? Credeam că pe aici o iau cu... Wow. Să nu spui că m-am blocat. Oh, wow, m-am blocat. Nu cre... Oh my god, m-am blocat. Fenomenal. Hai să mergem cu ăsta, cu Valtra, să mă descurc. O, cred că se schimbă din nou thumbnail-ul episodului. Poate pot să urc pe acolo? Da, cred că pot să urc pe aici. Stai așa, unde sunt eu blocat? Sunt fix în față. Da, sunt fix în față blocat. Băi, fenomenal. Cum am reușit mă să vă blochez așa, pur și simplu? Aș fi jurat că pe acolo trebuie să o iau. Deci, de la volan așa se vede. Vezi de ce nu îmi place mie să conduc de la volan? Nu prea văd în față. Am comis-o. Am comis-o și pe asta, stai așa. Ia dacă puteți să tragem. În leopoză. Hai! De jos așa? Nu, arată ciudat, nu știu. Uite, poate așa. Ia. Pac. Poate pe partea asta. Caut un unghi. Voi, deci, caut un unghi frumos. Poate așa. Ia. Pac. Și o să trebuiască, fac niște experimente cu thumbnail, știi, încerc diferite chestii și îmi dă mie aici material de joc. Stai așa, dacă mă bag ușor pe aici și ridic. Evident, 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 fucking den că e prea greu. Stai mă, acum am intrat cu ăsta, știi, ar fi culmea să nu mai scot pe ăsta. Stai așa, dacă mă urc în JCB acum, merge? Ar trebui să meargă. Zise el clătinându-se. Bă, nu le-ai blocat eu, pe amândouă. Cum ies eu de aici? Stai un pic. Uite, mă duc aici. Pac. Hai mă că cu Valtra ies cumva, nu se poate. Deci cu ăsta fac cumva, uite, vezi? Tot am ieșit. Opa, opa, lasă-l, la. Și acum dăm un pic în spate. Helper, he has a full grade. Da, mă, știu, ești plin. Stai. Stai. În față. Așa. Și acum o luăm așa. Da. Du-te mă, uite cât de frumos l-am scos. Cât de frumos a fost toată faza asta. Acum stai așa, că avem aici o problemă. O să ridic în sus brațul. Gata, unde e GCB-ul? Gata, n-am văzut. O dau în spate să mă duc direct în față. Hai, să vedem ce o fi. A? Gata, hai că am mers. Am reușit. Jesus, ce s-a întâmplat în... Sfânta sâmbătă de azi. Cine a rezervat nouă astrele? Măcar am ieșit cu GCB-ul. Vedeți? De-aia s-ar merita un GCB, pentru că e tare. E tare. 160 pe mii. Sunt cu ochii pe bani să nu-mi scadă mai mult de la lucrătorul automat. Cam aici niște calcule făcute care îmi dau binișor deocamdată. Și înainte să mergem să vindem, bineînțeles, soia, trebuie să mai verificăm o dată prețurile, pentru că ele se schimbă extrem de frecvent, nu că frecvent. Și voi face asta chiar acum, pentru că să văd dacă se merită. 1620 Denton Bakery. Unde e Denton Bakery? Am mult de mers. N-am așa mult de mers. Bun, pac, uit, nu vreau uit. Vreau soybeans. Bă, să luăm tot. Hai mă, să luăm tot. Că mai am în bază semănat. Deci am și mai semănăm în bază. Nu am semănat acum. Mai semănăm, iar porcii sunt relativ ok. Așa că nu le mai dau soia. Ata, uite. Investim în tractor. Se vede, frate, că carne are 31 de tone. 31 de fucking tone. Aici am un stop, da? O, bine, nimeni. Unde ești, măi, Dentone? Uite de la aici. Pac. Stânga. Frumos, te-ți pregătiți acum? Țineți-mi pumnii. Îi dau un I. Gata? Ia. 240 de mii. Bun. Bunișor. Exact cât am zis, 264 de mii. Nice. Și acum îmi permit du-ți fară. Let me see.
Mi-l permit. Bun, hai să-l luăm. Să luăm altceva? Aș putea să iau masă eu. Masă eu cu 5. Dar nu, că merge cu 50 la oră. Nici nu mă complic. Nici nu mă mai complic. Du-ți farul el. Opa. Opa, pot să iau unul mai scump. Oh, boleu, stai un pic. Stai un pic, acum avem alegeri de făcut. Wheel weights, nu vreau greutăți. Pentru ce? White tires, twin tire, twin wheels. Nu vreau tuning. Standard. Roți standard, sunt ok. Dar stai puțin că standardul, de exemplu, la motor e 295 de cai putere. Dacă luăm alt motor, e 312. Și dacă luăm altul, e încă 20.000 în plus, dar nu mai îmi permit, eu sunt fix pe muchie. Poate și mai mult? Nu poate mai mult. Hai să luăm pe ăsta. 8.500, hai să luăm pe ăsta. Și practic știu că are un motor mai mare, ceea ce e superb, ce să mai ai. 60 km pe oră? Fuck it, buy it. Buy. Yup. Mai am 10.000. Oh, man. Stai așa că vreau să-l văd, vreau să-l văd, vreau să-l văd. Oh, uite-te cât de frumos este. Dudes. Far. Ia, cum prinde 60-ul? Prinde 60-ul? Oare prinde 60-ul? Prinde cam greu 60-ul, ce-i drept. Da, prinde 60, prinde un pic cam greu 60, dar măcar prinde 60. În interior, oalele, câte electronici pe aici, numai butoane, dial-uri și butonașe mai micuțe. Ia, manetuțe, chestii. Asta nu se întoarce pe spate? Oh, mișto lucrat pe aici, pe cuplaj. Interesant. Ia lumini. O, da. Avem lumini. Fază lungă. Nice. Avem și aici. Frumos. Girofar. Semnalizări. Și avem și avarii. Nice. Ce e nice, e nice. Bun. Ce vreau să iau astea? Vreau să iau o greutate. Văd dacă mai permit o greutate. Le am pe aici pe undeva? Wait. Vreau cea mai mare greutate. Că o să întrebească. 1400 asta de cât e? 2 tone 400? 2 tone 400? Luăm la 2 tone 400? Nu știu, să nu fie prea mare. Asta ce e? Agco 2300. Your Agriculture Company. Să luăm pe ăsta care arată mai frumos. 1300 cel mai scump. Hai să luăm pe ăsta. Hai să luăm pe ăsta. Gri? Îl vreau gri? Hai să luăm verde. Hai să luăm verde. Dar nu e mă că griu... Nu, hai să... Știi ce? Dacă avem posibilitatea să ne jucăm, îl iau verde. Precum duți farul meu. Bye. Yep. Fuck it. Luăm verde. Trebuie să iau verde la aia mai deschis? Probabil. Probabil trebuie să iau verdele mai deschis. Ia, mă urc un pic pe el. Oh, și nu e mă prea mare. Ce ai? Pare chiar micuț să-mi compar. Uite-te ce avem aici. Trebuie să-i fac o poză neapărat. Ăstuia îi trebuie o poză. Urgent. Uite așa. Boing! Poză. Bun. O să-l duc în bază, bineînțeles, și l-avem acolo pentru dățile viitoare când jucăm. O să-l pun și la treabă. Și acum trebuie să facem forestry. În episodul următor a trebuit să facem niște forestry. O să trebuie să mai fac eu niște misiuni ca să cumpărăm niște remorci când facem forestry. Deci o să mai fac niște misiuni offline. Momentan banii mei sunt 9.000 de euro. Atât mai am. 9.000. Ca și vizual, uite aici 9.000 de euro. Da, așa. Uite. 9.000 balance, 9.000 de euro. Și trebuie să mai facem un pic, nu știu, cam un 20, poate 30 de mii sau avem și noi de niște remorci. Ca să cumpăr ca în episodul următor să facem foresting. Deci v-am avertizat. Episodul următor, tăiem lemne. Sper că v-a plăcut și episodul ăsta, iar până data viitoare, v-am salut!